Haideți să citim textul din seara aceasta din 1 Petru, capitolul 2, versetele 9 și 10. 1 Petru, capitolul 2, 9 la 10, text scurt, predică lungă. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate în Celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, care acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătați îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Amin. Amin. Mâine să vă pasă cu el. Am auzit pe Ovidiu pe ore când am zis că o să fie predică lungă. Nu mă speriați, nu o să fie chiar atât de lungă. De fapt, chiar o să-mi pun acum alarmă ca să nu fie prea lung. Să mă limitez la vreo 30 de minute. Nu mă simt prea bine nici fizic și probabil și asta. Sper să nu întrerupă asta predica, să fie mai scurtă decât vreau eu să fie. Din motivele astea, vă rog, rugați-vă pentru mine. Nu prea sunt apele mele, dar mă rog ca Dumnezeu să vorbească. Amin. Amin. Tema din această seară este despre poporul lui Dumnezeu și am fost întrebat și eu de multe ori din ce popor fac parte și vă întreb și eu pe voi, din ce popor faceți parte? Și parcă mi-amintesc în urmă cu câțiva ani când am venit în Spania, când aveam și eu 17-18 ani, cât de dragă mi era mie România și de-abia așteptam să vină vacanță, să petrec toată vacanța în România. Mă duceam în România, acolo mă întrebau ceva spaniolului. Ziceau vorba asta, poate și doar vă mai zice, când mergeți în iamă din România, zice, ceva spaniolului. Și mă enerva, sincer, chiar mă enerva asta. Am zis, băi, eu sunt spaniol, mă, eu sunt român. Eu sunt român. Și eram mândru că eu sunt din popor, de poporul român, nu spaniol. Acum nu știu, orică îmi place mai mult Spania, orică, știu, poate m-am mai maturizat, nu știu ce să zic, dar tot mai gândesc lucrurile, probabil un pic mai pragmatic, mă mai uit un pic mai mult la bani sau lucruri din astea și atunci zic, parcă mai tare îmi place Spania decât România. Însă totuși, nu mă consider încă spaniol, tot mă consider român, dar mai mult decât identitatea mea de popor ca și națiune, să vorbesc în sensul ăsta, cred că este importantă identitatea noastră ca și popor al lui Dumnezeu. Și despre aceasta vreau să vorbesc în seara asta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că suntem o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Un popor sau un neam sfânt ales de Dumnezeu ca să fie al Lui. Ce mare privilegiu este acesta? Să fim poporul lui Dumnezeu. Oricât de mândru aș fi eu că sunt român, dar nu este parcă mai mare satisfacție asta, să știi că faci parte din poporul lui Dumnezeu. Apropo, spaniol, eu sunt cei mai după niște studii, o hartă care am văzut-o și eu în urmă cu vreo 2 săptămâni, era acolo o hartă cu țările din Europa și după cât de mult sunt ei de mândri de identitatea lor națională. Și curios lucru că spaniolii erau cei mai puțin orgolioși de spanioli, cum ar veni. E așa le place lor să-și arunce pământ în firma, da? Eu ca român am zis, apoi noi mitare, da? Da? Acum sunt atâta de mulți dintre români, era acolo între cei mai de sus, orgoloși că sunt români, da? Acum, orgoliul meu nu este acesta, ci oarecum
bucuria mea, că nu pot să zic că e o mântrie. Cu toate că am putea să ne mântuim cu lucrul acesta, dar nu prin meritul nostru, ci prin harul lui Iisus Hristos, este că fac parte din poporul lui Dumnezeu. Și să vedem, aș vrea să vedem cum am ajuns la starea aceasta. Pentru că se adresează cuvântul lui Dumnezeu nouă, ca și unui popor al lui. Cum am ajuns la asta? Cum ajuns să faci parte dintr-un popor? Știți? Unii se nasc. Unii fac parte dintr-un anumit popor pentru că s-au născut în acel popor. Sunt, aparțin acelui popor prin naștere. S-au născut în acel popor. Dar însă, sunt alții care ajung să facă parte dintr-un popor pentru că apucă să se integreze în acel popor sau ajung să își câștige într-o oarecare procesă, își câștige o cetățenie în acel popor. Majoritatea sunt din naștere, dar sunt unii care se integrează și chiar dacă nu s-au născut în acel popor, ajung să facă parte dintr-un anumit popor. Ei bine, acum noi, ca și creștini, din această primă categorie care s-a născut în poporul lui Dumnezeu, nu facem parte. De ce? Spune cuvântul lui Dumnezeu clar în versetul acesta, ne spune voi care, în versetul 10 spune, voi care odinioară nu erați popor. Dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Nu eram nici măcar popor. Dar băi, poporul lui Dumnezeu nu era. Nu făceam parte din acest popor. Ne spune clar lucrul acesta. Și în Efeseni, capitolul 2, versetul 11, având în vedere că cred că am puțin mai mult timp, o să citesc aproape tot capitolul, nu vă speriați, a doua parte a acestui capitol, de la 11 spune, de aceea voi care altădată erați neamuri, din naștere, eram neamul din naștere, nu eram parte din poporul lui Dumnezeu, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur, poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, și care sunt tăiați împrejur în trup, în mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Ne spune clar cuvântul lui Dumnezeu, nu făceam parte din acest popor al lui Dumnezeu. Da? Fără drept de moștenire, fără cetățenie, neamuri din naștere, neaparținători acestui popor, dar versetul 13 spune, dar acum, și aici vedem cum am ajuns noi să facem parte din acest popor. Versetul 13 spune, dar acum, în Hristos Iisus, voi care din iară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a supat zidul de la mijloc care ne spărțea. Și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Legea poruncilor, înlocuindu-i ei, ca să facă pe cei doi să fie în însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce. Aleluia! Prin care a nimicit vrăjmășirea. El a venit astfel să aducă vestea bunii a păcii vouă, celor ce erați departe și celor ce erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh, aleluia. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelii apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. Slăviți să fie El. Dragilor, asta este identitatea care am primit-o. Nu făceam parte din popor, dar am intrat în poporul lui Dumnezeu. Prin ce? Prin cruce. Prin credința în El, prin har, prin sângele Lui. Am primit înfierea și am primit o cetățenie nouă. Așa cum spune acest ultim verset care l-am citit. Nu mai sunteți străini.
aparțineți acestui popor al lui Dumnezeu. Cât de măreț este lucrul acesta. Și chiar și versetul 8, care l-am citit înainte, spunea, de fapt nu l-am citit, dar e înainte acestui text, spune despre cei care nu l-au primit pe Iisus, spune că ei se lovesc de ea, de această piatră potignire, este în vedere, pentru că n-au crezut cuvântul. De ce? Pentru că n-au crezut cuvântul. Le pune oarecum în contrast acest mesaj al lui Petru, aceste versete din Epistola lui Petru, în care ne zice, voi sunteți o preoție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a ales și l-a câștigat, ne pune în contrast cu cei care nu sunt din acest popor, da? Spune, aceștia nu sunt din popor, dar voi sunteți din popor, da? Și care nu sunt din popor? Aceia care n-au crezut cuvântul. Cum am primit noi această cetățenie? Să facem parte din acest popor. Prin credință. Credința aceasta mântuitoare, nu prin faptele noastre, ci doar prin Harul lui Iisus Hristos și sfinții de El. Dar acum, văzând cum am ajuns să facem parte din acest popor al lui Dumnezeu, aș vrea să trec la niște lucruri puțin, probabil puțin mai practice, poate nu doar practice, și să vedem acum, odată ce am făcut parte din acest popor, pentru că îndrăznesc să mă adresez vouă, ca și poporul lui Dumnezeu, pentru că cred că cel puțin majoritatea, nu toți dintre voi, sunteți, ați primit această înfiere, ați intrat în Harul lui Dumnezeu și ați intrat și prin credință ați fost înfiat și ați faceți parte din poporul lui Dumnezeu. Deci pasul acesta, ca zic, pentru majoritatea dintre noi, acum sunt și foarte mulți tineri aici, dar pentru majoritatea dintre noi, acum, făcând parte din poporul lui Dumnezeu, știind că facem parte din poporul lui Dumnezeu, aș vrea să înțelegem cu adevărat ce înseamnă aceasta. Ce înseamnă să faci parte dintr-un popor și anume poporul lui Dumnezeu? În primul rând, un popor are același împărat. Un popor este format din oameni care au același conducător, același lider. Orice popor are un lider, are un conducător. Da? Orice popor are această profeție despre venirea lui Mesia, spune căci un copil mi s-a născut, un fiu mi s-a dat și domnia sau împărăția va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat sfetnic. Minunat sfetnic. Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor, Domnul al Păcii, El va face ca domnia lui să crească. Și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întâlni și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râna Domnului Ieștirilor. Știți? În poporul Israel, știam acum cu cititul Bibliei pe acolo, pe la 1 Cronicii, în partea asta, săptămânile trecute, citisem din 1 Împărați, 2 Împărați, vedeam toți acești împărați poporului Israel. Și mai înainte de aceasta, în 1 Samuel, cred că este capitolul 8, este relatat cum poporul Israel cerea un împărat. Dumnezeu spunea că el va fi împăratul lor, dar ei au cerut un împărat lui Samuel. Și le pune pe Saul. Iar apoi, împărăția, ne știm bine, după 40 de ani, împărăția este luată de la Saul și trece la David, da? Și din sămânța aceasta lui David, îl avem pe acest Mântuitor, pe Mesia, ca împărat al lui Israel, dar mult mai mult decât atât. Ca împărat al nostru, al Bisericii lui, ca împărat al întregii omenii. Și spune El, acest împărat al nostru, Iisus Hristos, spunea în Ioan, capitolul 9, în capitolul 18, acolo unde El este pus înaintea, este dus la judecată, înaintea lui Pilat și
vorbește despre împărăția Lui, vorbește despre a cui împărat este El. În Ioan, capitolul 18, versetul 33, spune așa: Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis: Ești tu împăratul iudeilor? Iisus i-a zis, i-a spus: De la tine însă zici lucrul acesta sau ți l-a spus alții despre mine? Pilat a răspuns: Eu sunt iudei. Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Și aici este răspunsul lui Iisus: Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fie dată în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci, un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Dar, a răspuns Iisus, Eu sunt împărat. Eu, pentru aceasta, am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi venit Iisus doar ca împărat al poporului Israel, așa cum așteptau ei, atunci împărăția lui ar fi fost din lumea aceasta. Dar totuși spune, un împărat tot ești. Și răspunde Iisus, da, eu sunt împărat. Al cui împărat este? Este El împăratul nostru? Amin. Slăbit să fie El. Și probabil punctul acesta a fost cel mai obviu, nu? Cel mai ușor de înțeles. Dar vreau să trecem mai departe. Așa cum o împărăție, așa cum un popor totdeauna are un împărat, are un conducător și conducătorul nostru a văzut clar că este Iisus Hristos, totodată un popor are și un inamic comun. Are un vrăjmaș comun. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru, capitolul 5, despre acest vrăjmaș al nostru. Îi dă pe față oarecum strategia lui și spune așa, 1 Petru, versetul 5, capitolul 5, versetul 8 până la 9. Spune, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă trecoare ca o leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri lume trec prin aceleași părinții ca voi. Potrivnicul vostru, diavolul. Poate și asta este destul de clar și destul de obvio cine este inamicul nostru, dragilor, dar atât de multe ori, de atât de multe ori, parcă uităm împotriva cui luptăm. Uităm cine se războiește cu noi. Și atâta de des, parcă începem să ne războim noi între noi, încep vrăjmășii între noi, începem să ne facem, așa cum spune în Filipeni 3:18, ne facem parcă vrăjmași ai crucii lui Hristos. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei, în capitolul 12:25, vorbește acolo despre cum îl acuzau că ei scoate, că Iisus scoate dragi numele lui Belzebul, numele Domnului dracilor și așa mai departe. Și spune că Iisus, care le cunoștea gândul, le-a răspuns, le-a zis, poate orice împărăție destinată împotriva ei înșiși nu poate să propășească. Orice împărăție, dacă este destinată împotriva ei înșiși, nu poate. Nu poate să aibă biruință, nu poate să aibă propășire. Nu poate să aibă victorie dacă e destinată împotriva ei înșiși. Așa, da, cum am putea noi, ca și creștini, ca și popor al lui Dumnezeu, avea biruință împotriva inamicului nostru? Avea biruință dacă suntem despinați împotriva noastră înșine. De aceea Dumnezeu să ne feriască de lucrul acesta. Dumnezeu să ne feriască de despinări, de vrăjmășie între noi. Să ne feriască Dumnezeu de a avea această ură unii față de alții.
să ne păzească Dumnezeu și să nu uităm că inamicul nostru nu suntem unii cu alții. Nu trebuie să ne luptăm unii împotriva altora, ci trebuie ca noi să ne luptăm împreună. Și biruința este a lui Hristos. Slăviți să fie El. Spune mă duc din nou la acest verset. Pentru că la aceste versete care le-am citit din 1 Petru 5 despre acesta care răgnește, spune că răgnește ca dă târcoale și răgnește ca un râș și caută pe cine să ghidă. Trebuie să înțelegem că acest inamic al nostru caută într-una. Fiți treji și vedeați, pentru că bătrânicul vostru diavol dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să ghidă. E înfometat. Înțelegeți lucrul acesta. Dă târcoare în jurul bisericii. Dă târcoare și acum. Da? El nu se oprește. Într-una caută și caută și caută și caută pe cine să înghită. Fiți treji și vegheați la lucrul acesta. Dumnezeu să ajute să fim veghetori, să înțelegem că acest inamic al nostru caută pe cine să înghită. Și la fel cum într-o turmă, o oaie pe cât se izolează mai mult de turmă, pe atâta este mai vulnerabilă. Tot așa se întâmplă și cu acest leu când vine și caută pe cine să înghită. De aceea, dragilor, trebuie să stăm uniți. Trebuie să stăm în turmă. Trebuie să stăm în poporul lui Dumnezeu. Avem un inamic comun. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu, împotriviți-vă lui tare în credință, știind că trăiți în aceeași suferință ca voi, fați voștri în aceeași suferință ca voi. Inamicul acesta este același pentru toți. Da? Și uitați cum lucrează el. Uitați care este forma lui. Zice că vine, în primul rând, dă târcoale, caută, iar apoi ce zice? Dă târcoale ca un leu care răgnește. Răgnește. Nu știu dacă ați văzut vreodată cum răgnește un leu, dar e spăimântător să vezi un leu răgnind. E groaznic să vezi un leu răgnind. Te sperie, da? Răgnește. Ei, asta face diavolul. De ce? Pentru că una din armele lui este intimidarea. El încearcă să te intimideze. Vine la mintea ta, îți seamănă acolo tot felul de gânduri rele, de gânduri negative, îți seamănă acolo depresie, îți seamănă acolo dezlăvește, îți seamănă acolo ură, îți seamănă acolo dispreț, îți seamănă acolo rușine, îți seamănă necredință, ca să te facă să crezi că tu nu mai poți ieși din starea în care ești, dacă ai văzut. Îți seamănă acolo gânduri care zic nu mai este salvare pentru tine. Și îți seamănă acolo inclusiv gândul că El e mai puternic decât tine și că te mâncă. Că te doboară. Literalmente că te mâncă. Că de asta răgnește. Nu vreau acum pentru că sunt copii aici, dar eu știu să răgnesc, dar nu vreau să vă sperii copiii acum. Dar aproape că aș vrea să-mi fac această ilustrație, da? Să vedeți cât de înspăimântător, e un pic așa neînfioar, nesperie când răgnește, da? Și așa vine El. Vine cu gândurile și când vine, și cu depresie, și cu gânduri din astea, vine dintr-o dată, te doboară, da? Ei, asta încearcă să facă, să intimideze. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, împotriviți-vă lui tari în credință. Dragilor, aceasta este arma noastră, credința. Poate vă e frică de diavolul. Trebuie să ne fie frică de Hristos, pentru că știm că El este mai tare. Știți ceva? Spune că El răgnește ca un leu. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că El este un leu. Știți cine e leu? Hristos. Spune în Apocalipsa 5:5. Leul vorbește despre leul din Iuda care a biruit. Spune acolo și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Nu plânge. O, cât mai plângem noi de multe ori, pentru că diavolul seamănă tot felul de gânduri rele în mintea voastră și gânduri din acestea
nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, acest împărat despre care vorbeam în primul punct al acestui mesaj, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte pecețe ale ei. Nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda a biruit. Oricât de mult ar încerca diavolul să lupte împotriva ta, să-ți dea târcoală, oricât ar răgni, oricât i-ar intimida, atâta timp cât tu îl cauți pe Dumnezeu și ceri ajutorul lui Dumnezeu, El vine în ajutor. Și leul adevărat nu e satana. Leul adevărat este acesta, leul din seminția lui Iuda, Iisus Hristos. Și acesta este mult mai tare. Și acesta ne-a dat biruința. Acesta a biruit. A biruit. Punct. A biruit. Nu zice va birui. A biruit. Deja a biruit. Glorie lui. Încearcă diavolul și cu mine să luptă. Să luptă la mintea mea. Să luptă prin tot felul de mărunțiși. Uite și acum. Este o amestecătură și de neatenția mea acolo, dar cred că și diavolul a fost implicat în asta. Înainte să vin în pace, era cât pe ce să fac accident, cât să ies din parcare, am un vecin, ieșea și el și aproape că l-am lovit. Da? Se luptă zi de zi și cu lucruri din acestea, dar mai ales se luptă, noi zicem, și când facem greșelile noastre, că dăm tot timpul vina pe diavolul și el se luptă și folosește orice circunstanțe ca să le dovoare, dar mai ales se luptă la mintea noastră. Și ne răgnește acolo în minte. Dar leul din Iuda a biruit. Slavă Lui! Stați în leul din Iuda. Stați în leul din Iuda. Pentru că diavolul răgnește ca un leu. Dar leul din Iuda este acela care a biruit. Un inamic cu mine. Iar apoi mai este un lucru care au în comun aceștia. Toți cei care sunt din poporul lui Dumnezeu au un împărat în comun, au un inamic comun și mai au o limbă comună. Vorbesc toți cei care sunt dintr-un popor, în general vorbesc aceeași limbă. Pot fi anumite dialecte, da? Dar vorbesc aceeași limbă. Acum, limba noastră, ca și creștini, ca și oameni al poporului Dumnezeu, care este limba noastră? Care este limbajul care îl vorbim? Este o limbă a dragostei. Știți care trebuie să fie limba care să o vorbească poporul lui Dumnezeu? Este acea limbă care ridică. Un limbaj dătător de viață. În Proverbe 18:21 spune că viața și moartea e în puterea limbii. Vorbiți viața. Dragilor, atât de multă putere este în cuvântul pe care îl rostim. Nici nu ne dăm seama cât de ușor putem proclama blestemul peste viața noastră sau binecuvântarea peste viața noastră. Atunci când rostim cuvinte în numele lui Iisus Hristos, prin credință, când facem rugăciuni cu buzele noastre, prin credință, acestea au un efect. Credeți lucrul acesta. De aceea vorbiți viață. Vorbiți viață peste voi. Vorbiți viață peste familiile voastre. Vorbiți viață chiar peste viitorul vostru. Peste tot ceea ce voi vreți să faceți. Declarați viață. Declarați numele lui Iisus Hristos. Nu este rău lucrul acesta. Viața și moartea este în puterea limbii. Aveți grijă cu ce vorbiți. Nu spuneți lucruri de nici chiar mânie. Nu spuneți lucruri de blestem față de voi înșivă. Înșivă. Și declarați binecuvântarea voastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața voastră. Cred că o să trec puțin, mă scuzați. Peste alea 30 de minute cât am zis, dar cred că nu trec peste alea 37 de minute, da? Deci până la 100 de minute. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să avem un limbaj dătător de viață. Un limbaj duhovnicesc, spune în Efeseni, capitolul 5:4, ne vorbește acolo despre anumite feluri de vorbire care de multe ori sunt între oameni în versetul 4 din 5, din Efeseni 5. Spune să nu se audă nici vorbe porcoase, nici vorbe nechipzuite,
nici glume proaste care nu sunt ucicioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Avem probleme cu asta, și mie așa îmi place de la tine, că parcă vine așa, îți zice, încă îți vine spontan și știi că dacă zici vorba aia, se apucă toată sala de râs. Da? Nu e așa că avem câteodată ispita asta. Câteodată, inclusiv, nu, nici nu știm parcă să ne exprimăm, mai ales mie mi se duc câteodată la lucru, dar cum să-i explic astfel încât el să înțeleagă pe limbajul lui, la spaniolul ăsta sau la colegul lor, în fine, orice ar fi, dar ca să nu folosesc cuvinte porcoase, pentru că ei s-au obișnuit atât de mult cuvintele astea porcoase, pentru că nici nu mai știu să se exprime fără să folosească cuvinte porcoase. Nici nu știu să te înțeleagă dacă vorbește cu capul ei, da? Pentru de ce? De ce se întâmplă asta? Pentru că ei vorbesc un limbaj. Dar poporul lui Dumnezeu vorbește alt limbaj. Dumnezeu să ne ajute și la lucrul acesta, să nu vorbim cuvinte porcoase. Domnul să ne păzească de glume proaste și necuvincioase. Sunt glume care și-au locul lor și sunt potrivite, dar glume necuvincioase și necuvincioase și nu la momentul lor și nu ducând gândul la păcat. Glume din acelea să nu fie cu buzele noastre. Domnul să ne ferească de lucrul acestea. În schimb, ne dă răspunsul tot în Efeseni. În Efeseni, tot în capitolul 5, spune în capitolul, în versetul 19. Cum să vorbim? Care era limbajul lumii? Ăsta. Cuvinte porcoase și așa mai departe. Dar care este limbajul poporului lui Dumnezeu? Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Și cântați și aduceți din toată inima laudă lui Dumnezeu. Ei, ăsta trebuie să fie limbajul nostru. Psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Cântări spirituale, da? Nu sunt cântări duhovnicești alea care sună mai lent sau mai sau ne duce cu gândul, vai ce bine era în România când eram mai tiner. Nu. Alea sunt cântări emoționale, da? De multe ori. Dar de multe ori le ascult versurile și nu toate au o bază spirituală atât de puternică sau teologică corectă. Cântări duhovnicești sunt acestea care ne apropie de Dumnezeu, care ne aduc în prezența lui Dumnezeu. Așa cum a cântat cântarea asta, cel puțin pe mine m-a cercetat, da? Cântarea care a cântat-o Ovidiu cu grupul. Cântări duhovnicești. Astfel se vorbim între noi. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un limbaj duhovnicesc. Un limbaj care ridică tot în Efeseni, în capitolul 4, spune niciun cuvânt stricat să nu iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce l-au urmă. Vorbiți har, vorbiți despre harul lui Dumnezeu. Nu este minunat harul lui Dumnezeu. Ei, vorbiți despre asta cu cei care l-au urmă. Spuneți cuvinte bune pentru zidire. Dragilor, nu trebuie să ne mai doborăm. Inamicul nostru este diavolul, unul cu altul, da? Să nu fie vrăjmășii între noi. Dumnezeu să ne ajute să fim din aceia care știu să ridice, să știu să zidească, că nu e apăsat. Spune-mi cuvânt de mărbătare, spune-mi cuvânt bun. Faceți, nu știți ce importantă lucrare este aceasta. Și eu împing dacă stai de vorbă cu ce mult efect are. El era. Mi-amintesc acum lucrul ăsta. Am văzut un cerșitor la un magazin și l-am ajutat și eu cu ce am putut. Dar mi-am dat seama că cel mai mult avea nevoie el, nu neapărat de pâinea care eu i-am cumpărat-o, ci avea nevoie să vorbească cu cineva. Și am stat aproape oră cu el și am vorbit. Și am aflat că era din familie de pocăiți din România și a ajuns în situația asta. Și limbajul care s-a fost vorbit cu el, care a fost vorbit cu el, nu a fost un limbaj al dragostei, acolo în biserica în care a copilărit el. Și în momentul în care el a căzut în păcat, îmi spunea că a început să-i spună, i s-au spus direct din față și lucrurile astea. Și în adevărat că trebuie să spune păcatului pe nume, dar trebuie cu Duhul blândeții. Și spunea el cum, în momentul în care a aflat că el fumează, au zis așa tare de la bun și l-au criticat și el atunci a zis de fapt, atunci eu rămân cu țigara și pe o vă dau pace, înainte să se boteze. Da? Probabil are vina lui omul acela, dar dacă am fi știut, dacă ca și popor al lui Dumnezeu știm să vorbim un limbaj al dragostei, cu siguranță și aceia care se rătăcesc
pot să vin la cunoștința adevărului. Spune cuvântul lui Dumnezeu, am vrut să insist mai mult pe punctul acesta, nu știu de ce, acesta cu că poporul lui Dumnezeu vorbește aceeași limbă. Și vă promit că imediat termin, dar în cele din urmă am spus un limbaj dătător de viață, un limbaj duhovnicesc, un limbaj care ridică, nu care doboară, și cele din urmă un limbaj al dragostei. La aceasta suntem chemați să vorbim. Chiar și atunci când unul cade, spune cuvântul lui Dumnezeu că voi care sunteți duhovnicești să-L ridicați cu Duhul blândeții. Nu doboriți, dragilor, prin vorba voastră, ci ridicați cu Duhul blândeții. Spune, îmi amintesc de pasajul acela din întâmplarea aceea în care o femeie, acea femeie care a fost prinsă în păcat, era osândită după lege, au venit să o pedepsească așa cum spunea legea, nu cu pietre. Și vine Iisus și știm tot ceea ce se întâmplă acolo, ce îi spune El, dar se termină acest pasaj din Ioan 8:1 în care pune această întrebare Iisus. O întreabă dacă a osândit-o cineva și spune ea în Ioan capitolul 8:11. Parafrazez puțin. Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că a întrebat-o dacă a osândit-o cineva și spune nimeni, Doamne, i-a răspuns ea și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Și asta este dragostea și harul lui Dumnezeu, dragilor. Acela care ar fi avut puterea și ar fi avut tot dreptul să o osândească. Dacă acela care a avut tot dreptul să o osândească a spus, nici eu nu te osândesc, ci a arătat har, dragoste, i-a arătat păcatul și i-a spus, du-te și să nu mai păcătuiești. Atunci de ce dacă chiar însuși Iisus nu a osândit, care ar fi putut să o osândească? Atunci, de ce noi atât de ușor osândim pe cei care cad? Pe cei care cad în păcat. Domnul să ne ajute, că chiar și atunci când unul este zdrobit, când vine aici în casa lui Dumnezeu, unul zdrobit, apăsat, amărât, când vine așa ca fiul lui risipitor, ce îi spune? Imaginați-vă cum ar fi fost, de multe ori suntem noi, așa cum spunea și Alex, să gândim, ca fiul nerisipitor. Parcă credem că avem un merit, că noi am rămas în casa lui Dumnezeu și că noi am căzut. Și probabil suntem la fel de căzut doar atât că venim aici dintr-o religiozitate și un obicei la casa lui Dumnezeu. Dar inima noastră tot este goală. Și de multe ori, atât de des se întâmplă că judecăm pe cei care păcătuiesc doar pentru că păcătuiesc diferit față de noi. Așa de repede avem chef să zicem, spune păcatului pe nume, să spună păcatului altuia pe nume. Ei, dar dacă ți-ar spune păcatului tău pe nume? Trebuie să arătăm dragoste și față de aceștia. Credeți că ei nu sunt conștienți de starea de păcat în care se află? Unii nu sunt conștienți, dar cred că majoritatea, din moment ce vine și caută totuși pe Dumnezeu, sunt conștienți de starea de păcat în care se află. Ei acum vă îndemn să ridicați cu Duhul blândeții, să ridicați. Nu așa ca fiul risipitor, cum ar fi fost când a venit fiul risipitor, să-i zică Tatăl, dar tu ce faci? Ce cauți aici? Du-te de aici cu miroși acolo, nu? De multe ori așa lucrăm în cei care se rătăcesc și care îi privim cu dispreț. Însă Tatăl te primește în dragostea Lui atâta de mare, ne dă har după har. Ne primește din nou și din nou și ne arată dragoste. Dragilor, vă rog, din nou, când vine unul zdrobit, nu priviri critice, nu ură, nu judecată. Nu judecați ca să nu fiți judecați pe cuvântul lui Dumnezeu, ci să știm să vorbim acest limbaj al dragostei pe ei, să arătăm dragostea lui Hristos, care aduce și pe noi ne-a dus și ne-a transformat. Și Dumnezeu își va face lucrarea și cu persoanele care poate sunt zdrobite, dar acesta este limbajul care trebuie să-l vorbim al ridicării, al zidirii, al dragostei. Și în cele din urmă, toți aceia care fac parte dintr-un popor, au aceeași țară. Au aceeași patrie. Au patrie comună. Și cântăm noi atâta cântare aia că casa noastră e sus. Eu nu sunt de pe pământ. Sunt atâtea și atâtea cântări care le cântăm, da?
cei care fac parte din aceeași popor au aceeași țară. În Filipeni, capitolul 3, 20, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că dar cetățenia noastră este în cer. Dar cetățenia noastră este în cer, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre locul acela în Corinteni 2, capitolul 2, versetul 9, că lucruri pe care omul nu le-a văzut și la urechea omului nu s-au suit. Astfel de lucruri a pregătit Dumnezeu pentru noi. Cetățenia noastră este în cer, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Iisus, pe Domnul Iisus Hristos. Dragilor, mai așteptați cerul? Mai așteptăm cerul. Ne e dor de cer. Am călătorit mult în pământul acesta și parcă cu cât călătoresc mai mult, măcar că văd locuri frumoase și locuri care Dumnezeu le-a creat, dar cu cât văd mai mult pământul, cu atât am mai drag cerul. Câteodată. Mai mult mă scârbesc de pământ. Sincer, sincer vă spun. Vi dor de cer, fraților. Vi dor de cer. Domnul să ne ajute, să ne fie dor de cer, să ne fie dor să ne întâlnim cu El. Pentru că casa noastră nu e aici, oricât ne-a spate noi. Patria noastră nu e nici în România, nici în Spania. Știți unde e patria noastră? În cer. Și Dumnezeu să ne ajute pe toți să ajungem acolo. Ca și popor al Lui. Avem un împărat comun, avem un inamic comun, avem un limbaj comun și avem o patrie comun. Și Dumnezeu să ne ajute să așteptăm venirea Lui cu nerăbdare. Să ne fie dor de cer. Astfel încât inclusiv să prinzi un pic, aproape scârbă un pic de pământ, ca să-ți fie mai dor un pic de cer. Domnul să ne ajute să ne apropiem de El. Și Domnul să ne binecuvinteze și rămân la aceste cuvinte și sper ca măcar ceva să rămână în inima voastră și Dumnezeu să ne ajute nu să rămânem doar la teorie, ci să fim practici ceea ce am învățat în seara aceasta. Amin. Mulțumim, frate Lusar, pentru cuvântul care mi l-a vestit în această după masă. Un lucru pe care l-am înțeles încă de la început în această predică este că lucrul pe care noi ne facem diferiți față de toate celelalte popoare este chiar identitatea noastră de popor al lui Dumnezeu. Și lucrul care a făcut diferit această întâlnire este tocmai faptul acesta că suntem poporul Lui și aici a fost prezent Domnul Iisus Hristos. Frate, înseamnă avut 4 puncte, cred că ați fost atenți. Primul lucru a fost că noi avem ca și popor același comunicător pe Domnul Iisus Hristos. Al doilea punct care l-a avut a fost că avem același vrăjman comun, care este diavolul. Al treilea punct este că avem o limbă comună și este limba cerului. Și al patrulea punct este că avem aceeași țară, Împărăția lui Dumnezeu și într-o zi cu toții vrem să ajungem acolo unde a spus Domnul Iisus că se duce să ne pregătească un loc ca acolo unde se duce să fie și poporul Lui. Vă invit să vă ridicați în picioare.